Eu nu știu dacă exist, dar știu că muzica există pentru mine. Și cum să vă spun? Nu vreau să încep să plâng aici în fața dumneavoastră, că devin mult prea sensibil când vorbesc despre muzică. Așa că mai bine încep să cânt și, pe urmă, dacă mai e nevoie, mai dau câteva cuvinte de explicație despre dragoste. Până acum, fără dragoste nu se poate face muzică bună și fără dragoste nu se poate transmite această muzică bună dacă nu e dragoste. Care cântăm la două piane de aproximativ 2 ani jumate și facem niște aranjamente extraordinar de interesante.
Apropiați prieteni ai mei, domnul Dan Mizrachi, pe care nu trebuie să vă prezint, că știți cine e. Te rog. Cred că nu e un secret pentru nimeni că Ian Cicăre și-a împlinit 80 de ani. Thank you.
E nevoie să spun eu ceva despre frumoasa și celebră Stella Popescu, nu cunoașteți toată lumea. Tu îmi cânti mie azi la Ateneul Român, pe un dar ca ăsta mai este posibil pe lume. De asta îți mulțumesc din suflet. Ce să mai vorbesc atât de mult, mai bine când... Pedro Negrescu, l-am cunoscut prima oară, l-am cunoscut în 93, nu-i așa, Pedro? Pedro cânta în formația lui Johnny și eu l-am văzut pentru prima oară și nu mi-a displăcut ce am ascultat, ce am auzit de la el. Astăzi seară facem o improvizație. Acum, ori el o să mă facă pe mine să cânt mai puțin bine decât cât de obicei, ori invers. Să vedem! Florian Lung, te salut. Mersi că ești aici. Părerea mea despre domnul Vlad Popescu. Este un muzician excelent. Este un percusionist remarcabil. Un baterist de muzică de jazz remarcabil. Sunt și alți bateriști în România. Remarcabil, dar el e preferința mea.
Acum avem o piesă cu trio și nici nu știu ce cântăm. Improvizăm, nu? Blues and soul.
prezint pe Florin Mitrea. El va cânta o piesă și voi improviza ceva în atmosfera acelei piese, pe care eu nu știu ce o să cânte. Aceeași idee cu unicul flautist mondial, domnul Ionuț Ștefănescu. Thank you.
vă prezint o surpriză, o studentă de-a mea din Canada, care întâmplător este la București, o amatoare mare de muzică. Iubesc, 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 așa cum iubești în viață doar odată. Mă ia fericirea-n brațe și mă-mi bată și-mi spune la urechea un bas fără pereche. Iubesc, 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 și-mi vine să cânt, să râd, să plâng într-una. Și-aș vrea să fie așa întotdeauna, că mi-e atât de bine atunci când sunt cu tine. Mulțumesc! Mulțumesc. This can be love because I feel so well. No sups, no sorrows, no sad. This can be love, I get no dizzy spell. My love is not in the sky. My head does not stand still, but here it be. This is too sweet to be. No dizzy spell, but still I look to look in your eyes. My head does not stand still, just hear it be. This is too sweet to be loved. This can be love because I feel so well, but still I love all, oh, still I look to look in. Thank you. Domnul Mădălin Voicu, vă rog să portiți aici. Îmi pare foarte bine să vă văd. Mi-aduc aminte de tatăl dumneavoastră, Ion Voicu, marele violonist, care a fost prieten al meu. Eu am fost un mare, mare admirator al lui. Era un om extraordinar, care a trăit fiecare clipă și a respirat oxigen în fiecare clipă cu gândul la muzică. Să facă muzică, să cânte, să se bucure făcând muzică. V-am văzut dirijând și v-am admirat dirijând. Eu pot să vă spun ce simt, doresc ca să rămâneți în profesia asta. Nu zic că nu cunoașteți politica, dar cine are nevoie de politică astăzi? Știți de ce nu are nimeni nevoie? Pentru că toată lumea este o politică. Ce să mai avem nevoie dacă tot e politică? Dar eu aș vrea să vă văd mai mult dirijând. Nu vreau să vorbesc foarte mult despre activitatea mea, trebuie să vă spun însă că sunt de acord că trebuie să fiu mai prezent în viața artistică decât în cea politică. Tata avea o vorbă, decât să fii mediocru, mai bine să fii prost. Așa că eu, în condițiile în care nu pot să fiu un politician bun pentru că spun adevărul și pentru că sunt incomod, prefer să fiu un artist mai aproape de sufletele și de gândurile oamenilor. Maestre, nu vreau să-mi cântați nimic. Mulțumesc. Nu vreau să-mi cântați nimic ca o dorință neapărat și las la latitudinea noastră să aveți bunăvoința să îi cântăm ceva.
tatălui meu sau memoriei tatălui meu și sper să fiu una sentimentul tuturor celor care se află în seara asta aici. Vă mulțumesc încă o dată, sunt onorat și fericit. Știți cine e domnul? Domnul Alin Constanțiu. The one and only.
Faciu Junior, Petru Negrescu și Vlad Popescu. Trebuie să introducem acum un moment surpriză. Pentru această surpriză, dați-mi voie să-l invit pe scenă pe domnul Adrian Iorgulescu, ministrul culturii și cultelor. Sunt onorat să mă aflu aici. Sunt enorm de fericit ca împreună cu dumneavoastră să-l sărbăm pe acest eminent reprezentant al jazzului românesc. Compozitor, pianist, orchestrator, un animator al vieții muzicale de la noi și din Statele Unite, din Europa și din alte locuri unde a concertat cu foarte mare succes. Mă gândeam, ascultându-l, cât de adevărate sunt cuvintele lui Brâncuș. Tinerețea este o stare de spirit. Doamnelor și domnilor, stimate maestre, permiteți-mi în numele președintelui României și în numele ministrului culturii să îi ofer maestrului Ian Cicherușii cea mai înaltă distinție acordată în cultura românească. Este vorba despre Ordinul Cultural în grad de comandor. Mulțumesc frumos! Mulțumesc! Eu nu mă așteptam la așa ceva, bineînțeles, dar mulțumesc tuturor din suflet, toți aceia care au propus, au sugerat să se întâmple așa. Sunt foarte recunoscut. God bless you all. Hai să facem și noi un blues, un jam session.